Salutare dragilor și bine v-am regăsit pe canalul meu! Astăzi facem curățenie de primăvară. Și cum m-am gândit eu să fac acest video, pentru că mi-ați tot cerut să vă povestesc despre produsele care îmi plac și care nu-mi plac, pe care le folosesc, pe care nu le mai folosesc. Așa că mi-am făcut puțină curățenie în baie, în sertare, dulăpioare și toate cele, mai ales că eu nu am foarte mult loc de depozitare. Și pentru că, în general, nu folosesc o cantitate foarte mare de produse în același timp, așa că nu vin cu, nu știu, 10 de produse pe care nu le mai folosesc, ci cu câteva specifice și o să vă spun și mai multe detalii la fiecare de ce nu le mai folosesc și care variante ar putea fi mai bune pentru mine sau pentru voi. Să-i dăm drumul! O luăm în ordine cronologică, cum îmi place mie, cred că sunt un picuț de OCD când vine vorba de făcut lucrurile într-o anumită ordine. Și începem cu partea de curățare a tenului. Am două produse de care nu am fost deloc încântată. Acesta este laptele de curățare de la La Roche-Posay Tolerian. După cum vedeți că scrie și pe el, a fost cadou la un set de la Roche-Posay pe care l-am achiziționat, însă l-am tot folosit, l-am tot luat cu mine prin concedii, prin weekenduri când plecam undeva, pentru că mi-era foarte la îndemână că este mic. Însă, când am fost în concediu la mare, anul trecut ultima oară, a fost ok. Pentru că la mare, după cum știți și voi, nu prea te machiezi, nu prea folosești produse de machiaj în general și așa doar pentru o curățare a feței a fost în regulă, mai ales că inevitabil expunându-te la soare pielea poate să se irite sau poate, na, dacă cumva te arzi în cazul în care nu folosești destul de factori de protecție, cum am pățit eu că nu știu din ce motiv nu am acoperit cum trebuie tenul și mi-a rămas în vârful nasului, am făcut roșie și pe aici, prin zonele mele de chelie. Și am un pic prăjit în zona respectivă. Ideea, pe scurt, este că acest lapte de curățare este cam ceea ce spune. Lapte de curățare nu este demachiant. Perioada în care am încercat să-l folosesc ca și demachiant a fost un fail total, așa cum spuneam. Dacă plec în concediu sau dacă plec pe perioade scurte de timp, nu măcar cu toată trusa de lucruri după mine, nu mi-am luat un alt demachiant la mine, am zis că las că pentru 2-3 zile asta este suficient, însă a fost un chin demachierea pentru mine și de aceea nu voi mai apela la acest produs. Este oricum aproape gata, că am tot încercat să-l folosesc și cred că v-am mai spus până acum, nu-mi place să arunc produse, mai puțin în cazul în care chiar îmi fac rău pielii și acest lucru nu s-a mai întâmplat de ceva vreme. În cazul în care nu sunt foarte mulțumită de ele, încerc să le folosesc cu diverse ocazii sau pe zone în care, să zicem că n-aș avea foarte mare nevoie de ele, dar încerc să le consum, să nu le arunc așa pur și simplu, pentru că este păcat. So, acest produs, dacă vreți să-l folosiți pentru a curăța, pentru că pe el spune Cleansing and Makeup Removal Fluid. Niciun caz makeup remover. De curățare, pentru un ten suprasensibil și așa mai departe, este ok, dar nu pentru makeup. Și fiind vorbind despre makeup, mi-am achiziționat recent acest demachiant bifazic de la Perfect. Sper că se vede. Este în două faze. Eu sunt foarte mare fană a acestui tip de demachiante și am vrut să-l încerc și pe acesta pentru că mi s-a părut interesant din punct de vedere al compoziției. Am fost foarte dezamăgită de el, pentru că lasă un film destul de neplăcut la suprafața pielii și asta este din cauza compoziției, pentru că nu am fost eu atentă la faptul că al doilea ingredient și principal în faza uleioasă este ciclopentasiloxanul, care este un silicon foarte, foarte des
utilizat în cosmetice, în foarte multe cosmetice. Însă, în cazul demachiantelor, este foarte util pentru că, teoretic, dizolvă destul de bine machiajul. Practic, rămâne cumva într-un mod ciudat la nivelul pielii. Și pe lângă asta, din punctul meu de vedere, nici nu curăță atât de bine pe cum așteptam. Mi se pare că, cumva, în loc să dizolve machiajul, lucrul la care mă așteptam, cumva îl rupe. Nu știu cum să vă explic, să înțelegeți. Pur și simplu, pe discheta de machiantă rămân bucăți din rimel, de exemplu, nu se dizolvă. Și o să vă arăt foarte, foarte curând, o să vă arăt la ce mă refer și o să fac chiar un video demo cu diferența între acesta și probabil sunt foarte multe altele ca și el și cel pe care îl folosesc eu și despre care vă voi vorbi atunci. Ok, trecem mai departe la partea de îngrijirea tenului, tot relativ recent, adică nu știu, cred că are vreo 2-3 luni, mi-am achiziționat acest ser hidratant de la Bioderma. Eu sunt destul de încântată de compoziția produselor din gama Hydrabio de la Bioderma. Bioderma, ca și brand, nu este unul dintre preferatele mele. În schimb, această gamă Hydrabio pentru ten uscat deshidratat și alte câteva produse de la ei mi se par foarte, foarte eficiente. Și m-am gândit să îmi achiziționez acest serum pentru că îmi simțeam totuși tenul deshidratat, nu știu, a avut o perioadă tare ciudată și simțeam nevoia de mai multă hidratare înainte de cremă. Astfel, am luat acest produs și mi-am dat seama după vreo 2-3 zile de aplicare, am ales să îl aplic dimineața din cauza compoziției. De ce din cauza compoziției? Iarăși facem referire la ingrediente. Conține și ciclopentasiloxan și dimeticonă, ambele sunt forme de silicon. Și cumva, în mintea mea, asta este doar o părere de-a mea formată în timp, nu vreau să îmi aplic produse care să conțină astfel de siliconi seara. Seara pot să-mi aplic pe ten absolut orice, în ideea în care, chiar dacă este un produs mai gras, care poate să lase o peliculă pe ten, nu mă deranjează pentru că oricum mă pun să dorm. Acești siliconi au, să zicem, proprietatea de a da o senzație foarte faină, foarte fină la atingere a produselor care le conțin, însă nu au niciun alt rol benefic pentru piele. Sunt și ei acolo ca parte din excipienți. Și atunci de aceea am ales să aplic acest produs ziua, dimineața, înainte de cremă și de SPF. Am aplicat într-un strat subțire. Țineți cont de faptul că eu sunt una dintre cele mai econome când vine vorba de aplicat produs pe piele. Asta nu înseamnă că nu aplic suficient, înseamnă că aplic exact cât trebuie. Nu am tendința de a aplica cantități industriale de cremă. Și cu toate acestea, nu mi-am dat seama din prima, dar deja cam în a treia zi am observat că undeva pe la mijlocul zilei, tenul meu și mai ales fruntea era atât de uleioasă și nu, prima oară, în primele 2-3 zile, nu mi-am dat seama sau cumva n-am făcut legătura între acest produs și cantitatea, excesul de sebum. Însă, în a treia zi, am zis, ok, stai puțin că ceva nu e în regulă și ăsta este singurul produs pe care l-am schimbat în rutina mea sau l-am introdus în rutina mea. Hai să vedem ce se întâmplă dacă îl scot din rutină. Prima zi după ce l-am scos din rutină a fost așa și așa tenul, dar parcă totuși încerc să evit să trag niște concluzii care pot pleca doar din mintea noastră pentru că ne așteptăm să se întâmple un anumit lucru și așa că nu fac referire la prima zi neapărat, dar a doua zi cu siguranță s-au văzut rezultate însemnând
că tenul meu nu a mai fost atât de încărcat, atât de gras. În concluzie, am început să folosesc acest ser seara, ocazional, când simt nevoia de hidratare extra și având în vedere că nu-l folosesc zilnic, e ok. Adică pot spune că mă împac relativ ok cu el, deși nu ăsta este scopul pentru care l-am achiziționat. Și atunci, acesta este motivul pentru care, în momentul în care îl voi termina, nu voi mai achiziționa un alt produs de acest tip. Și pentru că suntem la acest capitol, aceste două produse le-am găsit prin sertarul meu de lucruri pe care nu le-am mai folosit de ceva vreme, au vreo un an jumate, doi, de când le-am achiziționat. Le-am folosit o perioadă destul de scurtă de timp și după aceea am renunțat la ele, am cam și uitat de ele. O să vă spun despre ce e vorba. Sunt două produse pentru coșuri, din acelea aplicat local pe coș. Primul este de la Uriaș, Hiseac B-Stick se numește. Este alcătuit din două capete. Un capăt care conține o loțiune care se aplică cu o pensulă din aceasta și un capăt care conține un stick colorat. Păi, ce vreți să vă spun despre acest produs? Din păcate, nu mă învăț minte, pentru că nu sunt primele produse de acest tip de care sunt dezamăgită și tot încerc și până acum nu am găsit un produs dedicat pentru acest lucru care să și aibă efect. Și tot îmi cumpăr. Mă rog, de la astea ultimele cred că nu mi-am mai cumpărat nimic. Ce să vă zic? Mi-am notat, că nu mai mi-aduceam aminte ce conțin. Acest produs de la Uriaș conține așa. Partea cu loțiune conține alcool care usucă. Conține extract de lemn dulce și alfa și beta hidroxiacizi. Problema este următoarea. Din punctul meu de vedere, conține multă apă. De ce spun asta? Dacă ar conține foarte mult alcool, deși e al doilea din lista de ingrediente, ar mirosi mai tare a alcool. Și nu, nici măcar când l-am deschis primul lucru, nu am simțit că miroase așa tare alcool. Ceea ce înseamnă că probabil conține undeva un 30%, 40% alcool, suficient cât să dizolve infima cantitate de acid salicilic pe care teoretic o conține. Din nou, spun că este infimă pentru că nu am simțit nici o diferență la aplicarea pe coșuri și mai mult decât atât, nici măcar, adică acid salicilic, alcool, aplici pe coșuri și ale mele nu sunt tocmai din acelea, cele pe care aplicam acest produs, nu erau din acelea sub piele să nu intre în contact cu conținutul coșului și nu am simțit niciun fel de efect, nici nu am simțit că face ceva. Mai mult decât atât, partea aceasta colorată are o culoare de nu știu cui ar putea să îi se potrivească. Uitați cum arată, sper să se vadă. Deci este galben, maroniu, cărămiziu, nu știu dacă vă dați seama și dacă se vede, dar ideea este că nu ai cum să pui față culoarea asta și să rămână. În ce sens? Scopul acestui baton este de a rămâne la suprafața coșului ca să exercite un oarecare efect. Dar cu asemenea culoare nu îl poți lăsa în forma asta pe coș. Și atunci singura opțiune pe care o ai este să îl blendui, să faci tot felul de acțiuni de genul acesta ca să nu rămână culoarea. Și în momentul în care se întâmplă asta, nu mai rămâne la suprafața coșului și așa că am pierdut efectul. So, din păcate, epic fail acest produs și îmi pare rău pentru că produsele de la Uriaș mie mi se par chiar produse bune, de aceea l-am și achiziționat, că am mai folosit vreo două produse din gama Hiseac de la Uriaș și mi s-au părut bune, însă acesta nu. Și tot pe același principiu am achiziționat și acest produs de la Sebamed, Clear Face, cremă colorată, din nou, nu mă învăț minte. Știți și voi cum e să faci același lucru și să aștepți rezultate diferite?
nu înțeleg de ce mă încăpățânez să fac același lucru. În cazul acesta, totuși, culoarea produsului este mai apropiată de culoarea pielii. Să vedem. Deși este destul de închisă, pe piele palidă ca a mea nu ai nicio șansă, dar e mai acolo mai ce trebuie. Adică dacă eram bronzată, nu s-ar fi văzut foarte tare. În cazul ăsta... Însă, din nou, așa se întâmplă, Iulia, învață-te minte să citești ingredientele de fiecare dată când îți achiziționezi un produs, că tu știi mai bine sau ar trebui să știi mai bine. Produsul ăsta, în afară de faptul că, să zicem că ar acoperi punctele roșii, petele și așa mai departe, nu prea are nimic în el care să aibă vreun efect la nivelul coșului. Și anume, în afară de faptul că are unt de cacao, vitamina E și pantenol, nu am găsit absolut nimic în lista lui de ingrediente care să zici că ar avea vreun efect. Și, din nou, mai puțin pantenolul, care este un ingredient foarte, foarte bun pentru piele. În general, pentru că hidratează, calmează pielea, are rol antiinflamator. Altceva bun sau altceva de efect cu acest produs nu am găsit. Și, din nou, așa cum spuneam și despre uriaș, părerea mea despre produsele de la Sebamed este una foarte bună. Chiar au unele dintre ele compoziții extraordinare pentru piele. Dar, așa cum spunea, nu mai știu cine, o persoană de pe YouTube pe care o urmăresc în legătură cu produsele cosmetice, orice brand are superstaruri și orice brand are și epic fails, cum sunt acestea. Bun! Și cam aici se termină partea de îngrijire a pielii. Și am mai ales pentru voi încă 3 produse care sunt pentru păr și pe care, din nou, nu le voi mai achiziționa pentru că nu sunt încântat de ele. Și începem cu, din păcate, acest șampon de la Anafaz. Despre problemele mele cu tenul v-am mai povestit, despre problemele mele cu scalpul și cu părul nu atât de mult. Din păcate, pică părul destul de mult, nu exagerat să zicem, dar destul de mult și încerc tot felul de variante să îl îngrijesc cât mai bine. Și, din nou, Ducreiul, produsele de la Ducrei sunt produse foarte bune, am folosit multe dintre ele, m-au ajutat, însă acest șampon Anafaz mi se pare că nu are nici un efect asupra căderii părului și mai mult decât atât mi se pare că mi se îngrașă părul după ce folosesc acest șampon. Așa că în momentul de față îl folosesc doar ca primă spălare pentru degresarea părului și după aceea folosesc alt șampon de la Dermedic, care este printre preferatele mele și despre care vă voi povesti altă dată. După aceea, acest produs de la Garnier Botanic Therapy l-am achiziționat cumva pe proprie răspundere. Adică, citind lista de ingrediente, mi-am dat seama că poate merge în oricare direcție. Ori să-mi placă foarte mult, ori să nu-mi placă deloc. Și, bineînțeles, a fost, din păcate, partea a doua. Nu îmi place deloc. Și nu neapărat că ar face ceva rău, ci pur și simplu este foarte... Are o textură super, super lejeră, adică este ca o loțiune. Vedeți, curge foarte ușor. El ar trebui să fie gen mască, adică să fie mult mai concentrat. Uitați cum curge. Ar trebui să fie mult mai concentrat în diverse principii pentru ten. Așa. Și să hrănească părul, că de asta folosește o mască, să hrănești părul într-un fel sau altul. Și nu îmi simt deloc părul hrănit, în adevăratul sens al cuvântului, folosind acest produs. Îl mai aplic ocazional, îl mai folosesc, așa cum spuneam, nu îmi place să le arunc, ca un fel de balsam. Adică aplic întâi produsul acesta ca balsam și dacă am nevoie și simt nevoie, atunci mai aplic o mască peste. Pentru că îmi place să am părul hidratat, îngrijit și așa mai departe, încerc în măsura în care pot să fac acest lucru
și pot să zic că îmi iese de cele mai multe ori, mai puțin când fac prostii. Și ultimul de pe această listă, sper că nu v-am plictisit până acum, este această loțiune super drăguță care mi-a plăcut maxim. Este de la firma Cloud9. Am achiziționat-o de la un salon, că este ceva produs din ăsta special, profesional, whatever, și l-am achiziționat pentru că mi s-a părut mie interesant că scrie Quick Dry Protection pe el. El se laudă că odată protejează părul în timpul uscării și în al doilea rând grăbește uscarea, ceea ce mi s-a părut, băi, super tare, mai ales că eu n-am nici chef, nici răbdare de multe ori să mă usuc pe păr. Încerc să nu o fac, dar iarna e puțin mai dificil. Și atunci am ales acest produs care, din nou, e în două faze, se agită bine și se aplică pe păr. Și faza interesantă este că se transformă într-un lapte atât de fain după ce-l agiți. Te aștept să facă super minuni. Însă, conține alcool. Și în momentul în care am văzut lista de ingrediente, m-am super, super supărat. Pentru că dacă în anumite cazuri pe piele mai sunt de acord cu aplicarea alcoolului în cantități foarte mici, foarte specifice, în anumite situații și pe anumite zone restrânse, nu văd de ce ai aplica alcool pe firul de păr. Este nonsens pentru mine. Și după aia mi s-a aprins mie beculețul și mi-am dat seama că, de ce asigură uscare mai rapidă a părului? Hello! Pentru că alcoolul, în momentul în care este aplicat pe o suprafață, piele, păr și așa mai departe, se evaporă. Și prin evaporare atrage cumva și moleculele de apă, a.k.a. se usucă mai repede. Și așa, dragii mei, se întâmplă când, deși ar trebui să știi mai bine că nu mă pot aștepta de la o persoană care nu cunoaște aceste lucruri să ia astfel de să ia decizii cumva mai înțelepte decât mine, dar eu ar trebui să știu mai bine și să citesc încă o dată lista de ingrediente înainte să achiziționez produse. În concluzie, ce să vă mai spun? Decât să achiziționați un produs doar pentru că vi se pare vouă interesant sau pentru că v-a recomandat prietena, vecina, mama, eu mai știu cine, vorbiți cu o persoană care se pricepe la așa ceva și luați decizii smart pentru voi, pentru pielea voastră, pentru părul vostru, pentru că numai așa veți obține rezultatele dorite. Vă pup!